La bună întâlnire, privitorule, la șueta de ieri, din nou cu Vasile Bogdan și în același cadru, acasă la Universitatea Cluj și mulțumesc domnului Vasu pentru găzduire. Un domn. Ne-a lăsat aici, Vasile, continuăm șueta de ieri. Cu statistică, bilanțuri, am vorbit despre Jocurile Olimpice de la Tokyo așa pe repede înainte, că nu poți. În 20 de minute se răsfoiește o pagină de 4 ani de efort. Și nu numai 4 ani, că pot să fie 8, cum noi sperăm ca la Paris fetele de aur la canotaj din nou de aur și să nu mai stăm în gimnastică slab în speranța lui Marian Drăgulescu. Te îmbrățișez, Marian, ca la 40 de ani el să fie speranța noastră. E trist. Să se întâmple o bucurie pentru fiecare român, și pentru ăla sărac, și pentru cel bogat. Uite, ne apropiam de finalul de an. Să fim mai buni în 2022. Fie că, păi, cerșetorul să fie mai bun în cerșit. Hoțul să fie mai bun în hoții. Toți să fim mai buni. Și să uităm pentru totdeauna ce a fost în spate. Să mergem înspre mai bine. Că pandemia asta, în loc să ne unească, ne-a dezbinat. Și a lovit mai rău decât un croșeu al lui Ion Alexe sportul. Mingea este la tine. Da, Pilu, din păcate, nivelul de echilibru a unei societăți se poate cântări doar în momentele cheie prin care trece societatea. Fenomene naturale, pandemii, război. Citeam de unăzi că se cere ca la Olimpiada de iarnă din China să existe un armistițiu total cu armele. Formidabil! Și uite, da, că totuși unii se îndoiesc. Nu, că de ce? Că, domnule, pe vremea Olimpiadei Antice, normal, că totul se oprea. Totul se oprea. Din păcate, ca o societate postcomunistă, noi și alte țări, dar poate că au să facă niște pași mai activi în această modernizare. Poporul nostru și în România, destul de greu începem să acceptăm niște cutume pe care trebuie să le respectăm. Îmi pare foarte rău să o spun. Și în sport este acest lucru valabil. Ne interesează capra vecinului. Dacă careva iese cu performanță, încep discuții, suspiciuni. Groapa pe care o sap. Și rămân câteva, hai să spunem, cutume pe care ar trebui deja să le uităm. Și vorbeam înainte de emisiune cu tine. Eu cred că una dintre marile șansele noastre ar fi resetarea. Dar să nu uităm, și mi-am notat chiar când veneam înspre emisiune, un lucru foarte interesant. În orice proces chimic există o masă inertă și o masă critică. Apropo de vaccinare, se pare că România este încă masa inertă din momentul în care prea puțină lume înțelege să ne vaccinăm. Nu fac o pledoare pentru vaccin. Nu. E vorba de exemplu în sine. Și este o masă critică. La fel și în sport. Este o masă mare, inertă. Conducători de cluburi, conducători de federații, conducători, oameni implicați, manageri, sponsori care se sau nu se implică. Și este o masă redusă, critică, care ar vrea să facă schimbarea. Pot să aibă aceștia efect? Nu. De ce? Pentru că nu sunt uniți. Pentru că masa inertă încă este prea mare ca masa mică, critică, să înceapă să facă aceste schimbări. Vreau să o declar clar, stimați telespectatori și Pilu, fără să curgă, cum se spune pe front, fără să curgă sânge, nu vei izbuti în victorie. Fără să venim și să doară, nu vom putea schimba lucrurile să meargă înspre o direcție bună. Ori noi stăm și peticim, ori această metodă sigur nu va da roade sau va prelungi această agonie încă 10, 15, 20 de ani. O fostă mare sportivă mi-a desenat grafica asta. E vorba de Cristina Pârv, la întâlnirea care a avut-o cu președintele atunci, domnul Vișan, a Federația Română de Volei. Și spunea, eu n-am venit să iau locul nimănui. Eu am venit să ajut. Și atunci mi-am dat seama, nu numai atunci, dar
din nou a fost un punct la ce știam și ce vedem în fiecare zi și parcă nu recunoaștem că e... Cred că de aceea și balada Miorița e nesemnată. Cum aducem copiii spre sport? Spre bucuria statisticii? Suntem acolo sus. De ce Ungaria reușește? Cum a făcut? Nu știu ce e acolo. Ce fac oamenii ăia și noi nu înțelegem. Sau poate nu vedem. Sau poate vedem, dar nu vrem. Pilu, vreau să spun un lucru foarte direct. Eu cred că este nevoie de dialog. Este nevoie de comunicare. Dar atâta vreme cât... Și este o chestie generalizată și iarăși îmi cer scuze de la telespectatorii pe care, fără să vreau, probabil că îi induc într-o direcție destul de directă. Am spus-o acum două minute că fără operația, fără să deschizi, operația nu reușește, nu poți să faci. Sigur, există și intervenții de altă natură. Însă, atâta vreme cât nu există o meritocrație bine pusă la punct la nivelul oricărei structuri, atâta vreme cât, datorită unor conjuncturi politico-sociale, etc., 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 în posturi cheie sunt încă oameni care, și te rog să fii atent, nu vreau să jignesc pe nimeni, sunt oameni care nu sunt deschiși ca în echipa lor să existe cei care și critică, sunt cei și care, domnule, au o viziune mult mai progresistă. E greu să pornești, să urnești ceva. Îți spun un lucru. Avem șefi de cluburi care încă umblă cu telefoanele cu butoane. Sunt șefi care deja lucră pe laptopuri și pe telefoanele acestea smarturi și deja trimit și fac. Vreau să spun un lucru care este extraordinar. La ora actuală, la foarte multe competiții sportive, nu mai există întâlnirea la științe tehnice, să adună toți antrenorii și delegații să discute. Totul este pe WhatsApp, pe grup și se transmit în engleză. Deci, obligator un șef de club, un șef de federație trebuie să știe engleză, să știe să umble pe bridge, pe tehnologizare. Nu este autentic al minterii. Pilu, și astea sunt amănunte foarte... Plus că trebuie să aibă aici știință, management, comunicare. Bine, aici eu sunt subiectiv, ținând cont de relația mea de mai mult de o jumătate de secol cu Cosmin Gușă. El încearcă ceva la Federația Română de Judo. Sigur. La tineri. Vede de unde miroase. Dar așa trebuie să întâmple în fiecare federație. Absolut. Absolut. Ai partea de viitorii campioni ai României. Că din 100 să iasă. Unu. Îți dau un exemplu. Mărășescu Nicolae. Un om mare. Sport, mulți ani secretar de stat, mulți ani președinte de federație, secretar general al federației și mai departe. Domnule, la ora 6:30 era în birou și citea toată presa în anii 90. Nu era încă internet, nu era încă toate, dar citea presa. El era tobă tot ce se întâmplă în toate ramurile sportive. A fost unul dintre secretarii de stat foarte ok, foarte bun. Ca orice om avea și părțile lui mai puțin confortabile. Nimeni nu e perfect. Da, dar asta vreau să spun, Pilu. Dacă un om are expertiză, are viziune și are și câteva lucruri care deranjează pe unii pe alții. Asta nu înseamnă că ăla n-are ce căuta în sistem. Pentru că sunt în sistem, în cei 10 sunt 3 care nu le place să fie contrați, nu le place să fie depășiți ca și... Și atunci ăia sunt eliminați. Vorbeam despre aceste lucruri. Nu e regulă. Sunt foarte mulți oameni care vor să fie stricți. Puritani, domne, nu schimbăm, nu facem pentru că deranjează pe la. Domne, haideți să încercăm, fără să experimentăm, fără să încercăm lucruri, mai ales când există o masă critică care vrea și care vine cu ceea ce este foarte important, Pilu, vine cu rezultat. Uite-te ce face Franța, uite-te ce face Anglia, uite-te ce face Germania, uite-te ce face cealaltă țară. Ai amintit în emisiunea trecută despre Serbia. Gândești dacă Serbia nu se diviza. Era pericol. Erau America, Statele Unite, eventual rușii până le vor da drumul și ei. Ce Germania? Eu spun că Serbia lua întrecea Germania. La ceea ce fac. Dar poporul sârb, poporul muntenegrean, poporul croat. Da? Uniți, drâși. Am spus, să ne resetăm, uităm tot ce a fost. Nu cu punctul zero și cu alea momente. Nu poți de la punct zero. Nu, corect. Vorbeam de Federația Română de Judo. Avem campion mondial la juniori. Da. Un puș de aici, de la Cluj. Știu. E păcat
cantitatea asta să nu fie uriașă. Nu pentru mine sau pentru viitorile de statistică. Ideea de sport. Ea trebuie să fie acolo în prim plan. Că noi suntem trecători. Fiecare e trecător. Bine, tu nu că vei rămâne cu recordul acela pe veșnicie, recordul la Decathlon. O să-ți aparțină chiar. N-ai dat niciodată de băut o șampanie, uite, la final de an pentru da. Acel record la Decathlon. Pilu, vreau să-ți spun o chestie. Tot mă refer de Snagov și de Lipă. A fost singura locație din această țară românească în care sportivii aveau o varietate de alimentație făcută la nivel mediu, pardon, mediu. Deci, salate, 3-4 feluri de mâncare, etc., etc. Nicăieri, nici la Centrul Național, unde am stat multe ori, este jenant. Aceeași ciorbă, o friptură sau cașo la pane, care n-are ce căuta. Pe când japonezii, și dă-mi voie să-ți o spun, că trebuie să-ți o spun, japonezii au pe culori mâncărurile. În funcție de ce ramură sportivă face acest sportiv, el știe care așa. Tu trebuie să mânci două albastre, una galbenă și una roșie. De ce? Pentru că roșia e salata, verdele este nu știu ce și albastru este friptura. Și în funcție de ceea ce ai tu ca și organism, de ce necesități ai tu? Tu spui, domnule, tu iau culoarea portocalie pentru că tu nu mai poți să iei din roșu pentru că e prea multă carne. Tu te duci și te duci pe legume. Cam așa. Și el are pe săptămână la cantină culorile. Incredibil. Pilu, gândește unde suntem noi și unde suntem la șnițelul și cașul pane. Hai să fim serioși. Îmi pare rău că o spun, dar cam așa lucrăm. Da? Așa să fie și rezultatele statistice. Bine, absolut. Atunci, patru medalii. Super. Super. Rămânem la cele patru medalii. Super! De la... Da, fără discuții. E de vină și sportivul, e de vină și suporterul, e de vină... Orice. Și conducătorul unității. Ei, aici vreau să ajung. Cât e de vină antrenorul? Pentru că simt, se vor supăra antrenorii ce fac acest lucru. Simt o lipsă de respect pentru cultura sportivă din disciplina respectivă. O permanentă pregătire a lui la nivel înalt. Am urmărit o emisiune sport, nu precizez că nu vreau să intru la mănunte, în care unul dintre acei care sunt până peste cap vârâți în sport a spus următorul lucru. Foarte mulți antrenori lucrează după ureche. Dă-mi voie să-ți spun și fără să jignesc pe nimeni, pentru că avem și antrenori care nu au foarte multă carte, în schimb au foarte multă știință și experiență. Da, dar vreau să se înțeleagă limpede, Pilu. Stimați telespectatori, astăzi în 2022, pentru că azi mâine intrăm în 2022, dragilor, nu mai poți să te bazezi pe experiență. Dacă nu ai un background de nivel tehnico-științific foarte înalt și cu o echipă multidisciplinară în spatele tău, nicio șansă n-ai. Îți spun foarte pe scurt. Supradimensionată, nu subdimensionată când tu nu ai nimic. Sigur. La ora actuală, orice test pe care se face la nivelul țărilor foarte dezvoltate, începe în felul următor. Pe primul loc este testul psihologic. Dacă sportivul nu are mental dorința și să simți prin teste, prin chestionare că el va merge până în capăt să-și consume toată energia, să facă performanță, investești greșit. Dietă, alimentație făcută la bani mărunți, la amănunte, necesitățile mele fizice. Vine mai departe, evaluările periodice fizice. Mai departe, 4. Raportările, acum o lună, ce baremuri ai îndeplinit, acum ce ai de făcut și 5, managerul care, antrenorul care conlucrează cu toată această echipă spune tu faci asta, tu faci asta, tu faci asta. Tu vezi că la antrenamentul acesta, uite, în ultimele săptămâni, tu n-ai îndeplinit graficele de antrenament pe care ți le-am cerut. De ce? Pentru că acestea sunt măsurate. Avem 10 de dispozitive, inclusiv ceasurile smart, care spune cum am dormit și îți mai spun ceva. O să rămân uluitor, o să spună, domnule, ne băgăm în viața lor. Îți spune, antrenorul are la el pe laptop, să vadă Pilu, campionul la fotbal, cum a dormit noaptea asta. Da, dar uite, aici puțin, nu sunt în șueta ta, sunt da? În altă șuetă. Un sportiv profesionist din țările din vest spunea,
să n-aibă treabă cu viața mea personală. Eu când intru în sala de sport, randamentul este 100%. Corect. Deci nu vin să întind cornul pe pernă undeva la ora 22, nici la 19, vin la 1 noaptea. Dar dimineața sau a doua zi la prânz când e competiția, a fost MVP-ul. Și atunci eu simt un aluat ușor diluat a materiei prime. Deci am făină proastă și vreau să fac o pizza bună sau o pâine. Cred că acolo e un deranj. Un ingredient care lipsește sau nu lipsește? Materia primă nu pare cea care să mă ducă spre o altă performanță. Nu mai văd... Intri într-o sală de 100 de copii, nu mai vezi Nadia, nu mai vezi pe Lavinia Miloșovici, nu mai vezi Corina Ungureanu. Toate sunt șablon. Nu mai îl vezi pe Feri Vaștag, cu talentul lui Rudel Obregea, care a fost un mare boxer, pugilist. Deci, parcă dispar. Și atunci, unde e materia primă? Ce se întâmplă cu ea? Procedăm ca la grâu. Avem grâul, dăm afară, ei îl împachetează și îl vând la obisfiții. Vezi ce bine ne potrivim în aceste șuete, Pilu? Acum câteva minute ți-am spus un lucru. Cu ce începe expertiza unui sportiv? Cu psihologia. Atâta vreme cât sportivul are clar focusat în interiorul său ce are de făcut, poți să-l lași liber total pentru că el știe că îmi fac treaba, mă și distrez, dar când mă distrez, atunci când este locul, nu pierd 3 nopți, nici nu mă îmbăt 3 zile la rând pentru că am avut un succes. El automat, prin reflex, el știe să-și organizeze acest orar zilnic de împărțit pe secvențe. Și învăț, și citesc, și mă odihnesc, și mă recuperez, și fac aia, și fac aia, și fac aia. Din păcate, destul de mulți sportivi n-au în interiorul lor genetic această formă de a mă autocontrola. Și atunci vin aceste mici derapaje. Pilu, hai să luăm oamenii supraponderali. Ei știu bine că nu au voie să mânce asta, asta, asta și totuși nu se pot abține ca odată la săptămână sau două să mă duc la fast food. Uită-te, da? Iarăși e chestie de voință. Iarăși este vorba de autocontrol. Așa este. Sunt niște lucruri. Sigur, suntem oameni. Corect. Ei, dar diferența o face cel care, la un moment dat, devine un om. Nu robot, să fim foarte bine înțeleși. Nu robot. Pentru că cel mai și mari sportivi. Respectiv, în momentul când vrei să fii ceva. Uită-te, da. Uită-te, Mo Farah. Uită-te la Alina Dumitru. Da. Uită-te acum, s-a lăsat. Uite, la fel arată. Oricând ar putea să meargă pe tatami, da? Alina Dumitru, ce bine e, este plină de entuziasm. Vine cu copiii. Eu acum, la ora actuală, de un an de zile lucrez cu grupe de copii între 8 și 12 ani. Nu poți să-ți imaginezi ce situație tragică este la nivelul motricității acestor copii. Nu. Și ce puțin trebuie Pilu, stimați telespectatori, ca să-i aduci pe o linie cât de cât. Adică să faci cu exerciții polivalente, să faci cu ei propriocepție, mers, desprinderi, etc., etc. Este foarte important copilul să-și aibă ținută, să aibă coordonare, să aibă echilibru, să distingă direcții și așa mai departe. Facem lucrul ăsta? Nu. Pentru că toată lumea vrea foarte repede performanță, toată lumea vrea... Indiferent de disciplina sportivă. Indiferent de... Dom'le, imediat îi dăm obiectul muncii în mână și nu mă interesează restul, de ce nu avem răbdare 2 ani să lucrăm cu ei, orice. Sunt multe lucruri. O să discutăm, poate că o să mă mai invit la o șuetă și intrăm în apropunzimea lor. Vreau în 2022, da. Acum intri la rubrica de promisiuni, vreau să realizăm cel puțin 2 episoade pe lună de politici sportive, dar acolo cu nume și cu subiect și predicat, cu ținte clare, și să ne lase pandemia doar să realizăm acest proiect. Și să încercăm să arătăm că se poate și să nu fim subiectivi, să spunem că tu ești de vină, nu mă interesează cineva. Să se întâmple ceva. Să se întâmple ceva. De mâine, clasele 1-8 au 3 ore de educație pe săptămână. Liceele cu program sportiv au la bacalaureat examen din educație fizică. Absolut. Deci,
să apară aceste lucruri. Iar educația fizică să fie și teorie. De la cultura sportivă, istorie, mass media, tot. Parte de anatomie și absolut. Vasile, punem punct poveștii de astăzi. Punem punct poveștilor din 2021. Rămâne la promisiunea aceea din 2022. Și bem o șampanie în ianuarie. Corect. La mulți ani, Vasile? Da, de Sfântul Vasile? Da, am pasat mingea. Tu mi-ai dat prima dată, mulțumesc. Acum ți-am pasat o mingea. Mulțumesc pentru invitație, Pilu. Dacă ar fi să nominalizezi 3-4 sportivi ce te-au încântat în 2021, poți să îi spui? Domnule, de departe, pentru mine Popoviciu este un fenomen. La Ana Maria Brânză apreciez tot ce face, este extraordinar. Cu Marian Drăgulescu am stat în cameră acum vreo 15, chiar 20 de ani în cameră la Centrul Național Sportiv de la București. A fost o plăcere, stau cu el, nu l-am simțit. Știi o săptămână în cameră. Știi că este cel mai medaliat sportiv român a tuturor timpurilor? El este cel mai medaliat sportiv român. Și avem, trebuie să spun totuși un cuvânt de amintire a lui Ivan Pasaiche, în care am fost prieteni, am fost colegi, un om extraordinar. Și odihnă veșnic pentru cei care au trecut în neființă. Cred că a fost prima și fiind un copil, practic aveam 18 ani. Și vă dați seama, pentru mine a însemnat enorm să ieși campion olimpic, adică să încep direct cu olimpiadă, venind dintr-un sat, dacă așa îmi spuneau colegii, un sat uitat de lume și să ajungi interesant, acolo. Interesant, și... nu este uitat de lume, pentru că acolo este viață. Da, așa este, este viață și vă spun, sara acum un pic, acum 3 ani am făcut cu Asociația Ivan Pațaichin, am făcut muzeul Loci din 1923 și alături de acest muzeu am încercat să evidențiem și sportivi din zonă. Și spre surprinderea mea am aflat că erau 23 de campioni mondiali, olimpici și europeni din zonă, ceea ce nu cred că există în lume ca un sat, o comună să aibă atâția campioni. Sportul n-a fost o prioritate a celor care au condus România în ultimii ani. Aceștia ar fi oamenii care, sigur, de la medalii, prestație, la trecere în neființă, Pațaichin și încă alții care au fost. De fapt, aceste personalități informează cultura noastră sportivă. Și ai spus-o foarte bine și cu asta vreau să închei. Pilu, trebuie să servim cultură sportivă mai multă din mai multe domenii. Corect. Îmi pare foarte rău să o spun. Prea suntem focusați pe una, două ramuri, pe scandal, în loc să mergem și pe... Eu știu că nu este atractiv pentru bucuria sportului. Sigur că da. La ora actuală, puțin s-a limitat spațiul în care se abordează fenomenul sportiv, ori suntem mai săraci din punctul ăsta de vedere. Sportul e un business. Sigur, sigur. Cred că acolo rămânem. Gândește-te... Vasile, îți mulțumesc. Da. Îți spun 2022... să fie așa cum îl simți și cu sănătate, cum îl dorești, cu sănătate. Iar ție de acasă, la mulți ani!